Primul care a anunțat dispariția artistului a fost compozitorul Ionel Tudor, prieten apropiat al lui Gabriel Cotabiță. Acesta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Ai plecat, Gabi, și a lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci. Am fost nu doar colaboratori, ci și prieteni din tinerețe. Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători. Te vom păstra mereu în inimile noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină. Ionel Tudor a subliniat contribuția uriașă a lui Gabriel Cotabiță la muzica pop românească, amintind de piese memorabile precum Noaptea albastră, Te rog. Domnișoară, nu pleca și să nu ne spunem adio. Printre artiștii care au reacționat rapid la vestea morții lui Gabriel Cotabiță se numără și Anca Țurcașu. Într-un mesaj încărcat de emoție, aceasta a scris: nu pot să-ți spun adio, Gabi, e foarte tristă despărțirea. Te voi păstra mereu în gând și în suflet. Fie ca bunul Dumnezeu să-ți lumineze calea. Condoleanțe familiei. Anca Țurcașu a subliniat legătura specială pe care a avut-o cu regretatul artist, un mentor și prieten pentru mulți din industria muzicală. Cezar Oatu a fost profund marcat de dispariția lui Gabriel Cotabiță. Acesta a declarat: este unul din momentele care îmi vor rămâne bine întipărite în minte pe viață. Îți mulțumesc! Ce trăiri, ce emoții și lacrimi de fericire! Dumnezeu să te odihnească în pace, Gabriel Cotabiță. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.